Dacă ar fi să o ia de la capăt, tot medicina ar face. Și tot cardiologie, nu? Și tot cardiologie. Deoarece este meseria care îi se potrivește cel mai bine. Cu un palmares medical și științific impresionant, cardiologul Maria Dorobanțu este o femeie cu o carieră de succes, o personalitate a lumii medicale internaționale și un manager competent. Este membru al Academiei Franceze de Medicină și invitată Elvira Gheorghiță astăzi la prețuiește sănătatea. Vă mulțumesc foarte mult doamna profesor că ați acceptat invitația Trinitas TV. Mulțumesc și eu foarte mult pentru că m-ați invitat. Mulțumesc frumos. Aș vrea să vă povestesc ceva. Din decembrie 2017, doamna profesor Maria Dorobanțu a fost acceptată, a intrat, de fapt, în elita mondială a medicinei prin Academia Franceză de Medicină. Și am să vă povestesc. Am spus că, de fapt, era în lumea internațională, în lumea mondială a medicinei, dar aceasta a fost un lucru absolut minunat. Și vreau să vă povestesc în câteva momente cum au decurs acest extraordinar eveniment și evenimentele toate dedicate acestei mari ceremonii. Plecasem, într-adevăr, la Paris pentru un anume scop, să mă întâlnesc cu domnul ambasador, excelența sa, Luca Niculescu, să realizăm un interviu, dar nu numai atât, și un alt reportaj. Ajungând acolo, domnia sa îmi spune, lasă-mă pe mine deoparte, am ceva mult mai important pentru tine. Și să știți că o spun în premieră și doamnei profesor. Și i-am zis, o, doamne, ce poate să fie important să treacă peste ambasadorul nostru, ce ai să vezi. Și m-a invitat într-adevăr în ziua de 19, 19 exact, era într-o marți, da. La Academia Medicală Franceză, Academia Națională de Medicină, și, într-o atmosferă absolut minunată, impresionantă, pot spune, am văzut-o pe doamna profesor și pe domnul academician, academician Voicu. Victor Voicu. Ceea ce a fost extraordinar a fost momentul în care au fost invitați în uh, Academie pentru că, de această dată, după Franța, România a fost singura țară care a avut doi reprezentanți acceptați atunci în Academia Franceză de medicină. Și mai mult decât atât, vorbind după interviu cu, cu domnul ambasador, îmi spunea azi să știi că în spatele meu erau doi francezi și în momentul în care a fost invitată doamna profesor pe scenă, au spus, a, o cunoști, nu-i așa pe doamna profesor Maria Dorobanțu? Este autoarea minunatelor tratate de hipertensiune arterială. Așa că, doamnă profesor, vă felicit și eu pe această cale, am făcut-o și atunci. Este extraordinar simțit cu totul altfel, atunci când, departe de casă, medicina românească este recunoscută. Din păcate, acasă mai avem unele probleme, cred că de educație. Da, și pentru mine a fost evident un moment uh, absolut deosebit și uh, am fost impresionată și eu de ce mi-a povestit domnul ambasador după, pentru că, evident, fiind uh, pe podium, uh, moment în care uh, Președintele Academiei Franceze a prezentat un laudațiu, făcea pentru fiecare nou primit. Nu am auzit și dânsul mi-a relatat această conversație. De fapt, ea, oarecum această conversație venea firesc pentru că fusem exact cu două săptămâni înainte invitată să țin o prelegere și am ținut o prelegere despre studiile pe care de prevalența hipertensiunii arteriale și a factorilor de risc pentru ateroscleroză, pe care eu, în calitate de președinte al Societății Române de Hipertensiune, le-am coordonat. Au fost trei din 2005, 2012 și ultimul în 2016, și am făcut această prezentare urmată de foarte multe întrebări. De altfel, va apărea în buletinul Academiei în, în acest prim trimestru al Academiei Franceze. Acest, această prezentare și uh, mi-au trimis încă încă și întrebări uh, și, de, și unele nelămuriri pe care le aveau și de aceea probabil că au făcut această, această remarcă. Trecusem deja prin furcile caudine, ca să spun. Dar a durat destul de mult până când într-adevăr au putut evalua și au putut verifica toate lucrurile dumneavoastră, cv dumneavoastră. Este o muncă destul de dificilă a ajuns să fie recunoscut de Academia Medicală franceză, nu, profesor? Da, da, a durat 2 ani, de momentul în care mi s-a cerut CV-ul, dar... Trebuie să recunosc faptul și, dacă cumva v-ați uitat pe perete, sunt membru corespondent al Societății Franceze de Cardiologie din 1993. Și totul a venit ca urmare a unei burse pe care am avut-o în anul 1991, o bursă postdoctorat a Guvernului Franței. Și timp de un, un an de zile am stat în Franța, la Toulouse, timp în care am lucrat, pentru mine a fost chiar un sacrificiu, lăsam acasă o familie, lăsam doi copii care dădeau concurs pentru a trece în treapta a doua și respectiv treapta a întâi la liceu, la liceu Bălcescu. Prin urmare ca să pot să nu să uit, că n-aveam cum să uit ce lăsasem acasă, dar să suport, să rezist la ce însemna depărtarea, am lucrat zi și noapte, stăteam practic în spital și ca urmare am avut și am pus bazele unei colaborări extraordinare care a însemnat concretizarea în lucrări științifice pe care le-am făcut împreună și ulterior să și trimit cel puțin vreo cinci colaboratori, dacă nu șase, și cât eram la spitalul municipal și după aceea când am venit aici să se formeze acolo un interval de minimum șase luni. Deci oarecum nu eram absolut necunoscută și tot, toate lucrările mele eu n-am știut cât de urmărite erau, dar erau pentru că sigur am avut recunoaștere și la nivelul societății europene de cardiologie și conduc un grup de lucru pe sindrome coronariene acute acolo, am recunoaștere și în Statele Unite, dar în Franța m-au urmărit cu lupa N-am știut până în momentul în care uh, mi-au cerut CV-ul și apoi, uh, sigur s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și care, pentru mine, este um, chiar o mare realizare. Într-adevăr, vă felicit și eu pentru această mare realizare. Revenind acum la spitalul de urgență Florească, în care lucrați de foarte mulți ani. Doamnă profesor, în acest conduceți o clinică de cardiologie. Și fiind spitalul de urgență aproape cel mai mare din România, sunt convinsă că aveți zilnic cel puțin zeci de cazuri cu care vă confruntați, care vin și care necesită intervenția dumneavoastră de urgență. Da, ținând cont de faptul că secția are numai 70 de paturi, sigur, între care 13 sunt dedicate terapii intensive coronariene, pe acest număr relativ mic sunt spitale de urgență care depășesc 100 de paturi de cardiologie. Dar adevăratele urgențe vin aici pentru că să ne gândim de când funcționează acest spital, format de la început ca spital de urgență, gândit ulterior de către și așa aminti pe doctorul Bucur, care a gândit extrem de bine această configurație a spitalului. Deci se internează pe acest număr relativ mic peste 3500 de bolnavi pe an, dintre care peste 1500 cu infar de miocard. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta, ce urgențe sunt și noi. Suntem în programul național de tratament al infartului acut, de când s-a înființat acest program național și săptămânal, de două ori pe săptămână, primim infarte nu numai din București, tot ce înseamnă regiunile limitrofe care se duc către Constanța, Galați, Turnul Severin și așa mai departe. Nu mai vorbesc de ce se întâmplă în jurul Bucureștiului. Așa avem, de exemplu, ultima gardă de infart care a semnat duminică. Au venit 17 bolnavi cu infarct miocardic acut. E un număr mare, Foarte greu mare. ca să-i mai găsești loc să-i internezi, dar sigur că întotdeauna ne grijim să avem. Și ceea ce este extrem de important este că uh, sunt de toate vârstele au patologii asociate uh, diferite, nu toți au numai infart, iar uh, iarăși este un mare semnal de alarmă pe care trebuie să-l uh, tragem: că uh, vârsta la care oamenii fac infart nu este numai cea cu care eram obișnuiți de peste 50 de ani coboară din ce în ce, încât uh, bolnavii care au vârstă între 30 și 40 de ani sunt cam jumătate din cei internați și avem chiar și sub 30 de ani. O să mă întrebați de ce. Da, chiar vreau să vă întreb, dar ați identificat o cauză comună a acestor pacienți? Da, da. Deci, în primul rând, uh, este fumatul pentru cei tineri. Pentru cei tineri vorbesc. Ceilalți mai au diabet și așa mai departe. Uneori și tinerii. Dar fumatul e principala cauză. Avem lege contra fumatului. Dar ea funcționează, dacă funcționează întotdeauna, pentru spațiile publice. Însă eu locuiesc lângă un liceu. Numărul elevilor de școală pe care îi văd fumând dimineața este impresionant de mare. Deci, cei pe care îi primim cu infar la 30 de ani și îi întrebăm de când fumează, fumează de la 7, 8 sau 10 ani. Trebuie să facem ceva, nu numai ca deci nu numai școala, părinții trebuie să facă. Părinții trebuie să ei să ofere un exemplu sau oricum să-și urmărească copiii și mediul în care ei se învârt pentru că uh, uite la ce se poate ajunge. Pe de altă parte, e un stil de viață prost. Ce au lăsat, să spunem, cei din vest, pentru că au văzut. La ce lucruri rele uh, îi poate duce un stil de viață care este nesănătos, ai noștri sunt în, plin, plin. da, în plină Așa. preluare. Adică mănâncă la fast food, beau sucuri, sunt, nu se mișcă cât trebuie, sunt supraponderal ca să nu spun obezi, și atunci dislipidemia, fumatul, sedentarismul. Plus, de ce să nu recunoaștem, suntem într-o perioadă în care toată lumea are stres. Dacă, și contează uh, în declanșare, în declanșarea evenimentului. Și nu știi, numai educația de a, -ți, de a te relaxa făcând altceva. Mergând la un spectacol, citind o carte, mergând să asculti un concert, stai tot timpul încruntat și. Uh, cu chinuit și cu... unde vine informația negativă. Exact, informația negativă și în fața unui calculator care te ajută, este perioada, epoca calculatorului, dar nu se poate numai acolo. Și atunci trebuie să-ți găsești modalități de a te relaxa, inclusiv de a merge și a te plimba în aer liber, uh, a merge spunea cineva, auzeam la radio, că într-o fiecare după amiază, ba cu role, ba cu patine, nu contează și o plimbare ca atare este suficientă, nu neapărat să faci sport de performanță, dar dacă nu-ți găsești aceste lucruri, lumea din afară care devine din ce în ce mai agresivă se răzbună, nu te întreabă câți ani ai, se răzbună dacă nu știi să te aperi. Deci, iată că este un alt, uh, un alt lucru care de care trebuie să ținem seama. Apoi, uh, există și o transmisie genetică a predispoziției către o boală coronariană pentru unii, nu pentru toți. Știți, noi moștenim de la părinți foarte multe lucruri frumoase și, uh, cum să zic, uh, le mulțumim. Părinților că uh, ni le-au dat. Dar sunt și alte lucruri pe care le moștenim. Moștenim o dislipidemie, moștenim o predispoziție spre hipertensiune, moștenim o predispoziție spre un sindrom coronarian acut. Dar asta nu înseamnă că dacă știm, putem face ceva ca să ne schimbăm uh, statusul genetic. Nu! Putem face ceva ca să atenuăm acest status genetic. Și atunci trebuie să învățăm de mici să ne comportăm altfel. Sigur, să ne învățăm copii, nepoții. Școala trebuie să aibă un rol în educația sanitară important și societatea. Pentru că dacă pe copii îi înveți de mici să mănânce altfel decât în fast food, dacă îl înveți să meargă pe terenul de sport, copilul trebuie să se joace. Nu să stea numai cu tableta în față. Deci este o problemă de a-l educa altfel. Și dacă îl înveți să trăiască cum trebuie cât e copil și adolescent, nu o să mai aibă o problemă când devine adult. Dacă adultul este cu toate obiceiurile proaste, deși face infart, îi spui că nu trebuie să mai fumeze, zice gata, niciodată, ține cel mult un an de zile ce, dar mi-a trecut, m-am făcut sănătos. Și ea de la capăt vine iarăși. Și știți cum e proverbul cu urciorul cu care nu merge de multe Așa. ori la fântână și a doua oară poate face o complicație sau poate muri subit. Deci iată că sunt aceste aspecte. Ce mai vedem noi în spitalul de urgență sunt mulți bolnavi cu aritmii. Mulți bolnavi cu aritmii, uh, unii dintre ei cu aritmii care se manifestă prin ritmuri foarte înalte, alții din contră cu ritmuri rare, fac blocuri atrioventriculare. De ce îi vedem așa de mulți aici? Pentru că avem aparatură cu care să-i tratăm. În spitalul de urgență, în momentul de față, eu zic că dispunem de tot ce este modern în tratamentul și al infartului și al aritmiilor și de investigație prin electroecografie și așa mai departe, prin scintigrafie miocardică. Cum? Că tot în România suntem cu toții. Ei, am învățat colectivul și am un colectiv de oameni absolut deosebiți, oameni tineri, să facem aplicații pentru proiecte de cercetare. Și prin proiecte de cercetare am reușit să ne dotăm secția la un nivel absolut uh, top. Uh, ultimul proiect care l-am terminat de implementat în urmă cu un an a fost un proiect european prin câștigat, prin competiție evident, de 7 milioane și jumătate de euro, care a fost dedicat numai datării uh, laboratoarelor și, de, de investigații și de tratament. Și atunci, de exemplu, avem uh, cel mai... Uh, performan, zic eu, laborator de uh, electrofiziologie din, uh, să știți, nu numai din țară, cam din sud-estul Europei. Știți cum e, trebuie să ai aparatul, trebuie să ai și neamțul, între ghilimele. Am uh, avut această idee de cum trebuie să-ți construiești un serviciu, deși 91 vă dați seama că nici cea mai vagă speranță, nici nu îndrăzneam să gândesc că voi deveni șeful unui serviciu de cardiologie și încă unul cum e în spitalul de urgență. Dar totuși am deschis toate ferestrele, am preluat toate informațiile, ferestrele minții vorbesc, am preluat toate informațiile și le-am stocat. Am folosit hardul propriu. Și când s-a întâmplat, am știut cam cum trebuie să arate un serviciu performant de cardiologie. Și am început prin a forma nemții. Adică în am selecta. Uh, colaboratorii, trimițându-i în diverse părți, la început, sigur, prin eforturi proprii. Ulterior, ei s-au dovedit a fi foarte buni, au obținut la rândul lor burse și așa mai departe. Încât, a, a, cum să spun, fiecare din laboratoarele astea a, are un minimum de 4-5 oameni care sunt dedicați metodei respective și în electrofiziologie și în laboratorul de cateterism toți au competențe europene, deci sunt atât de ambițioși. Știți, când ești foarte tânăr și simți că se poate, că ești lăsat, că ai libertatea de a, a fi creativ, atunci mănânci foc. Și ei sunt în această etapă, așa, și mă sunt foarte fericită cu ei. Eu le stric puțin media de vârstă, dar nu contează. Ei, vă spun încă o dată, sunt atât de dedicați încât le mulțumesc că, că, că sunt și că împreună formăm un colectiv absolut deosebit. Este un moment anume un T0 în care orice om ar putea să, să știe că e ceva în neregulă cu el, dar mai mult decât atât, adică să, să poată să știe că este un infarct? Sunt niște semne care l-ar putea ajuta într-adevăr să se identifice? Poate totuși este un infarct? Fără a exagera, bineînțeles. În momentul în care are un simptom, Sigur că da. Pentru că, de pildă, și este important să subliniem lucrul acesta, sunt tineri care, pe terenul de tenis, de exemplu, au sezizat că ceva nu e în regulă cu ei, și au anunțat 112. Și pentru că am, re am pomenit de acest număr, este extrem de important să fie solicitat acest număr de urgență și nu dacă simți ceva că nu e în regulă și bănuiesc că ar putea fi infart, să te urci în mașină să vii la spital. Există riscul să faci stop cardiac în mașină, mor și tu, eu mor și pe alții. Dar revenind la simptom. Deci, uh, ori de câte ori apare o durere pe care n-ai mai avut-o. Sau ai mai avut-o, dar de intensitate mai mică, sau era odată la câteva săptămâni. Dar la oamenii tineri este primul simptom. Durere care nu este neapărat în dreptul inimii. Ci este o durere pe torace, e o durere care poate să meargă în spate, o durere care poate să apară numai în numeri, numai în mandibulă, de exemplu. Este o durere care poate să apară în brățară. Deci, o, o astfel de, de, un astfel de simptom trebuie să te alerteze, mai ales dacă se însoțește de o transpirație rece. Se însoțește de o stare de slăbiciune, de o stare de respirație grea sau se însoțește de palpitații. Trebuie chemat imediat, uh, imediat, alertat, deci acest număr de urgență. Trebuie să menționez ceva și e foarte important ca oamenii să se zizeze aceste modificări și să nu aștepte. Dacă apar noaptea, nu nimic, mă duc eu dimineața. S-ar putea să nu mai aibă să ajungă la spital. De ce? cam inclusiv în această perioadă când tratamentul infartului a progresat foarte mult, dar cam 30, 40, chiar până la 50% din cei care fac infar mor acasă. Pentru că debutul poate fi printr-o tulburare de rit severă, fibrilație ventriculară și dacă nu-i cineva lângă tine care să știe să facă resuscitarea sau să aibă cu ce, dacă a făcut-o e perfect. Nu trebuie, nici nu există riscul să nu mai repeți. Dacă ajungi la spital și se face deschiderea vasului și așa mai departe. Dar. E, altfel, dacă nu ajungi la spital, riscul să mori acasă e foarte mare. Și ați auzit spunându-ne, a murit de sănătos. E n-a murit nimeni de sănătos. Da, s-a murit cu zile. S-a murit cu zile. Câteodată poate fi adevărat dacă nu vine când trebuie. Sau eu știu, pădure fără uscături nu există. Dacă se duce cineva nepriceput și nu se zizează că trebuie să facă o electrocardiogramă, chiar dacă persoana respectivă are 20 sau 20 și de ani sau 30 de ani trebuie făcută o electrocardiogramă și trimisă la un uh, servăș central noi avem aici așa ceva, suntem singuri în București care avem și uh, să spună un specialist, nu este domnule, lasă la acasă dar de cele mai multe ori într-o astfel de situație mai bine să greșești în plus, îl aduci la spital îl ții sub observație, constați că nu-i nimic Perfect. Dar dacă e sau e în plină desfășurare, deci e foarte complicat e o decizie care se ia de oameni pregătiți. E nevoie ca specialistul de cardiologie, specialistul de medicină de urgență să aibă o pregătire absolut corectă. Și noi ne străduim aici, vă spun, am în colectiv, eu știu cu toții, din laboratoare, sunt 30 de oameni care compun acest colectiv. Pe lângă ei, un număr dublu de rezidenți. Pentru că uh, nu toți ne sunt repartizați într-o formulă oficială, dar după ce ajung în diverse părți ale țării solicită să vină mai ales dintre foștii studenți și sunt foarte fericită să spun că, de exemplu, anul ăsta, în primii 10 care au luat rezidențiatul, 6 sunt studenți care au făcut la noi cardiologia. Deci, știți, ne caută studenți, e foarte important, deși știm că ei știu foarte bine că noi nu suntem cei, suntem exigenți nu dăm notele ușor, dar dacă ei le merită, le primesc, primesc și 10 pe linie, cum s-a întâmplat cu o serie, nu chiar 10 pe linie, dar mă rog, note notele foarte maxime, mari. Dar nu se maxime. supără dacă primesc o notă mai mică. Știu că e corectă. Și revin la o mărire de notă. Este altceva. Ce lor. Spuneți-mi, vă rog, o persoană poate să facă infarct de mai multe ori în viața? Da, Ați sigur. Spus din aur. Sigur. Da? sigur. Și cât a rezistat inima la astfel de infarcte, de exemplu? Nu foarte mult. Depinde cât sunt de mari. Adică a se face infarct înseamnă că se astupă un vas de la inimă. Noi avem mai multe vase. Dincolo de locul unde s-a produs această ocluzie, ogorul, respectiv miocardul, moare ca să, dacă ajunge la timp, ajunge repede, poate fi salvat o parte din acest miocard. Dacă s-a stupat un vas mai mic, la al doilea, care poate să afecteze sigur alt vas sau al treilea, există șansa ca să reziste, dar deja apar complicații. Sunt cei care vor face ulterior insuficiență cardiacă, care vor face aritmii. Mai e ceva asupra căruia vreau să atrag atenția. Vă spuneam că vin aici și e bine că vin imediat după debutul infartului. Trebuie să vină cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă ajung în primele trei ore, e perfect de la debutul durerii. Dar după ce ai deschis vasul și pui un stent, uneori parcă ei lua cu mâna durerea și ei dintr-o dată spun, dar nu mai am nimic, pot să plec sigur reușim să-i convingem și să fac, să-i facem să înțeleagă că până se produce o cicatrice acolo, trebuie ceva timp. Însă altceva mai este de temut, nu această senzație de bine, că o dorim, ci faptul că după ce s-a pus un stent pentru o perioadă de timp, care înseamnă și câțiva ani, tu trebuie să fii sub un control permanent. Că primești un tratament pe care trebuie să-l iei zilnic, că nu mai trebuie să fumezi, că trebuie să slăbești, că trebuie să-ți controlezi diabetul, dacă ești diabetul, și așa mai departe. Ori se întâmplă, se întâmplă, că ajungi acasă până se duc la medicul de familie, până nu știu ce, dar de ce să mai iau tableta aia și câtă vreme să o iau și cât ce importanță are. Și se astupă stentul. Și în momentul în care se astupat stentul, se face imediat un nou infart ori infart după infart este foarte posibil, ca să ducă inclusiv la deces. Că se întâmplă la interval de câteva zile, sau mă rog, îi salvăm, dar odată și odată trebuie să înțeleagă această lipsă de practic de educație sanitară. Este, dacă vreți, un mare rău. Pentru populația țării noastre. Vedeți, prin ce spun acum, prin ce spun și alți colegi de-ai mei, încercăm să o atragem atenția oamenilor asupra unui lucru potențial grav. Pentru că sunt și infarte mici care trec neobservate și constați numai pe electrocardiogramă că au fost, dar sunt unele care te pot omorâ. Deci, să atragem atenția și omul să. Să se sezizeze de niște simptome și să vină la doctor și după aceea se asculte sfatul. Sigur că depinde și de doctor, trebuie să știe să empatizeze, e foarte important să convingi pacientul că trebuie să-ți urmeze sfatul. Nu fumând în fața lui, de exemplu, sau nu spunându-i trebuie să faci așa, altfel nu se poate. Nu, găsind modalitatea de a vorbi cu fiecare ca să-l convingi că trebuie să facă ce spui tu, că e bine pentru el, nu pentru doctor. În fine, nu e simplu. Medicina nu e deloc simplă. E foarte grea, aș zice eu, dar dacă după aproape sau nu aproape, chiar mai mult de 40 de ani de practică medicală, dacă pun și perioada de internat, dacă mă întrebați ce aș face, tot medicina. Și tot cardiologie, nu? Și tot cardiologie. Eu chiar zic așa, într-un fel, cred că este destinul meu profesional medicina. Aveți probleme cu inima? Nu. <laughs> nu, dar m-am cont, controlat ca să fiu sigură că nu am probleme și mai ales știți ce se întâmplă pentru a-mi convinge bolnavii doamne, a face o coronarografie, nu-i nenorocirea pământului. Am făcut odată una. Și uite, zic, n-am pățit nimic. Știu că sunt foarte bine, că am niște vase absolut normale, dar oamenii, cum să spun, de multe ori, în loc să-și asculte doctorul, întreabă vecinul, prietenul și așa mai departe. Evident că, neavând competență, pot să fie foarte binevoitori, dar să le dea sfaturile greșite. Dar și dacă ar fi avut competență, până la urmă fiecare persoană este unică, spunem de fiecare dată, o rețetă a vecinei chiar cu același diagnostic nu se va potrivi niciodată cu persoana respectivă, pentru că fiecare trebuie să meargă la medicul lui, să urmeze tratamentul care i-a fost prescris, indiferent dacă au același diagnostic. Sigur. pentru că fiecare este particular m-aș opri puțin pentru că de fapt dumneavoastră ați făcut-o de-a lungul timpului, ați avut ani întregi în care v-ați aplecat cum spuneam, asupra tensiunii arteriale și nu pentru că sau probabil că v-a plăcut foarte mult, dar cred că și pentru faptul că ați constatat că populația României suferă de fapt destul de mult de hipertensiune arterială. Cred că un studiu al dumneavoastră de acum un an, doi vorbea de unul din patru români sau vorbea de peste șapte milioane de români care aveau această suferință Hipertensiune arterială. Să o luăm pe rând. Ce înseamnă de fapt această tensiune arterială și, de fapt, cum se măsoară ea ca să fie bine măsurată? Pentru că și aici am aflat că sunt persoane care au un aparat acasă și de 10 ori pe zi sau înainte de masă, după masă, de foarte multe ori și toată ziua măsoară tensiune arterială. Haideți să vedem cam cum ar fi bine. În primul rând, să stabilim ce înseamnă hipertensiune arterială. Înseamnă o creștere constantă a valorilor tensiune arteriale, că toți avem niște valori proprii și că e bine să avem o valoare în cadrul acelor limite care sunt normale și despre care voi vorbi imediat. Nu mai nici mai mici pentru că nici acest lucru nu e binevenit. Dar să fie deci constant crescută peste 140 cu 90 mm coloană de mercur sau 14 cu 8, cum este mai ca să zicem așa, mai răspândit. Ca și valoare? Deci, aceasta pentru ar fi o valoare? Unele, ah. Pentru unele categorii de persoane, însă, mai ales cei care au diabet, care au și insuficiență renală, această valoare chiar mai mică trebuie să fie decât atât, să fie 130 cu 80. Dar okay. uh, problema este că acest diagnostic, ca să poată fi sigur, este important să măsurarea de tensiune arterială să fie făcută de către medic. O automăsurare se poate face acasă ca să ai așa o estimare, să zicem, să, să știi că ceva nu este în regulă. Dar în niciun caz cu un tensiometru din acesta, cum mi-ați arătat, de, de, de încheietură, Perfect. nu este bun. Nu este bun. Trebuie un tensiometru de braț, uh, și cu un stetoscop asociat, și e simplu de um, folosit. Uh, și orice, să spunem, farmacist, dar cu atât mai mult orice doctor, îl învață pe bolnav cum trebuie să identifice tensiunea mare și tensiunea mică, sistolică și diastolică. Problema este însă că trebuie ca să ți măsori această tensiune după sau într-o perioadă a zilei în care n-ai fumat, n-ai consumat cafea Chiar dacă ești fumător, chiar dacă consumi cafea, dar nu să fi uh, fumat și să fi consumat cafeaua înainte de a-ți măsura tensiunea arterială. Să fi așezat și cu uh, brațul la nivelul inimii și să-ți măsori această tensiune de trei ori la interval de un minut prima valoare se dă deoparte pentru că măsurând o singur sau măsurând o doctorul în cabinet, contactul uh, cu doctorul sau pe de altă parte teama că o să o găsești mare prima măsurătoare poate să fie falsă, să fie mai mare și atunci se fac trei măsurători la interval de 1-2 minute dar cel puțin un minut și se iau în considerare ultimele două făcându-se o media lor deci, iată că este o regulă și aici. Nu trebuie luată de uh, 10 ori pe zi, ci uh, și nici zilnic. Dar uh, înainte, e bine, înainte de masa de dimineață și înainte de masa de seară. Adică să fie niște condiții reproductibile. Nu de câte ori ni se pare, haide să ne luăm de sine Mai tare. Poate să bată mai tare, eu știu, avem o emoție pozitivă. Este foarte important acest aspect. Ați spus că este frecventă hipertensiunea arterială la noi în țară. Este. Și acea cifră pe care ați dat-o, că 4 din 10, a fost adevărată acum câțiva ani. De atunci, noi am încercat să facem cursuri de educație medicală pentru medici, pentru asistente. Inclusiv să instruim bolnavii care au hipertensiune. E adevărat că mai mulți știu că au hipertensiune, mai mulți iau tratament, dar numărul celor cu hipertensiune a crescut. Deci era 40% sau 41%, acum 45%. Deci 4,5 din, din 10 au hipertensiune. Deci e un număr mare. De ce o fi crescut, deși lumea e mai conștientă de această boală? Păi pentru că mănâncă foarte sărat. Și a fost prima dată când am făcut în țară o determinare la 2000 de oameni. A fost un studiu eșantionat, așa ales și subiecții pe baza vârstei, a sexului, pe baza localității de unde provin și așa mai departe. Și uh, vreau să vă spun că, făcând o astfel de determinare, inclusiv de consum de sare, pe baza sării eliminată în urină, am constatat că noi mâncăm dublu mai sărat față de ce este recomandat. Se recomandă cam 6 grame de sare, maximum 7 pe 24 de ore românii mănâncă între 12 și 13 grame pe 24 de ore. Ne plac murăturile, ne place telemeaua și așa mai departe. Dacă întrebi pe cineva mănânci sărat, nu! Dar murături mâncați, sigur că dacă îmi plac. Bun, și nouă ne plac, dar atenție! Pe de-o parte, pe de-altă parte, sunt din ce în ce mai mulți obezi. Ori obezitatea conduce la creșterea de tensiune arterială pentru că, din păcate, obezitatea înseamnă grăsime multă la nivelul abdomenului, între intestine și sunt niște celule care sunt adevărate laboratoare acolo, adipocitele extrem de agresive. Ele produc substanțe care pot crește tensiunea arterială, pot declanșa apariția unui diabet și așa mai departe. Deci este o altă ca cauză. Și această obezitate e din ce în ce mai frecventă în lume, dar în România parcă este într-o creștere așa, alarmantă. Apoi, cum spuneam, nu se mișcă prea mult, fumează mult. Toate acești, toți aceștia sunt factori care conduc la creșterea tensiunii arteriale. Deci, degeaba știm că avem, degeaba o tratăm dacă nu facem nimic ca să și prevenim o astfel de creștere sau după aceea să luăm măsuri ca tensiunea să se reducă și prin ce facem noi cu noi. E foarte important ca după ce se stabilește, tensiunea poate fi de la această valoare în sus, dar până către 200 300 mm coloană de mercur, deci crește foarte mult, dă complicații severe, e o boală care rare ori doare, Rare ori dă durere de cap dimineața, o durere pulsatilă, care se, este o cefalee, în special fronto-occipitală, dar de cele mai multe ori nu doare. Și bolnavul respectiv face complicații, face insuficiență cardiacă în jurul vârstei de 50 de ani, face hemoragie cerebrală, care îl duce ori la deces, ori la un handicap sever. Tot în jurul vârstei de 45-50 de ani, face mai frecvent atac ischemic cerebral, face mai frecvent insuficiență renală. Deci, creșterea de tensiune în sine este periculoasă prin toate complicațiile pe care le dă pe vase vase mari și vase mai mici. Deci iată de ce trebuie să știm despre ea. Iar după ce se hotărăște un tratament, trebuie să înțelegem că acest tratament nu duce la vindecarea bolii, chiar dacă se normalizează valorile. Duce la controlul tensiunii arteriale, la normalizare sub tratament, dar dacă întrerupem tratamentul, ea crește din nou. Deci este din totalul, să zicem, hipertensiunilor de 100, să zicem, la bolnavi. Poate că sunt 10 care au o cauză identificabilă și ar putea fi tratată. Restul au ceea ce se numește hipertensiune primară, fără o cauză identificabilă, și atunci tratamentul trebuie urmat toată viața. Că mai mult, că mai puțin, cu medicament, cu altul, asta e altceva. Și doctorul stabilește, nu vecinul, nu prietenul, doctorul, dar uh, trebuie făcut tratament tot timp. Așa cum a spus dumneavoastră, sunt în foarte multe cazuri, nu are niciun simptom această tensiune mare. Sunt oameni care spun, eu am 18, dar mă simt foarte bine. Care este riscul la care ex se expun atunci când ei spun că trăiesc bine cu această tensiune, 18 cu deci ar fi jumătate cu 10. Atenție! Ați făcut deja o afirmație care nu știu cum, dar uh, s-a prins foarte tare exact, la toată lumea. Nu există, nu există această regulă. Nu există această regulă. E tensiune maximă și tensiune minimă. Chiar dacă uh, bolnavul să zice mare 85, cu 120, 85 e normal. Deci în jumătate plus 1 nu, nu e există e Foarte există. bine că ați punctat da, acest lucru. Da, nu Așadar, pentru că aud frecvent. Da. Deci 18, această cu tensiune 10. mare, poate fi cu 10 sau poate fi cu 11 sau poate fi cu 7. Ceea ce e enorm, enorm. Pentru că nu se simte rău nu se simte rău că s-a adaptat la această tensiune. Știți, în apariția hipertensiunii primare sau în ulterior, în perpetuarea ei, intervin foarte multe structuri. De exemplu, sunt așa numitele, așa numit baroreceptori pe care îi avem la nivelul carotidelor, la nivelul arcului aortic. E, aceștia sezizează orice mișcare, orice modificare de tensiune, cu condiția ca ei să rămână normali. O ce spusesem că hipertensiunea favorizează apariția aterosclerozei pe multe vase și dă accident vascular, dă hemoragie cerebrală, dă infarct de miocard mai frecvent decât sunt nehipertensivii, acest, acest aspect se manifestă și la nivelul acestor receptori. Și ei nu mai sunt la fel de sensibili, îmbătrânesc mai devreme, și atunci oamenii se adaptează în mod inadecvat la o tensiune crescută. Dar nu înseamnă că valorile alea nu-și fac ele meseria pe. meseria rea pe vase, și bolnavul nu face ce am spus și ajunge la, la doctor cu. Um, un, o complicație severă. Deci acest mă simt bine și uneori să știți că încercarea de a-i reduce tensiunea îl face să simtă mai rău și trebuie să-l avertizăm asupra acestui lucru că și, și noi să înțelegem că trebuie să-i o reducem progresiv ca el să nu abandoneze tratamentul și să se ducă în zona unde se simte bine dar unde poate muri mai repede. Dar există o diferență între aceste valori la bărbați și la femeie? Nu. 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 Este un... Că și aici sunt foarte multe mituri. Nu. Poate părea. Nu, nu există între bărbați și femei diferență de tensiune decât la femeile în perioada de gestație, în perioada gravidității, când valorile sunt mai mici cele corecte. Dar am văzut că sunt situații când în sarcină pot face hipertensiune A, arterială. Și Asta e periculos de tot. Sigur că da. Pot face hipertensiune din cauza sarcinii sau a avut o hipertensiune și a crește în timpul sarcinii. E foarte adevărat și uneori conduce la drame care uh, înseamnă dramă pentru mamă, dramă pentru, uh, pentru copil și este nevoie de interveni, de făcut cezariană se sacrifică copilul, sunt mame care preferă să se sacrifice ele și să-și salveze copilul, mai ales dacă n-au avut niciun copil și și-au dorit foarte uh, e, e o dramă întreagă. Dar, dar ea poate fi depistată timpuriu la gravidă ah, obligatoriu să fac niște investigații pentru Controle a Controale periodice, cont Controale periodice și măsurarea tensiunii arteriale este obligatoriu în timpul sarcinii. Pentru că orice creștere peste 140-150 la o gravidă poate să o expună la un risc mare și pe ea și pe copil. Cu atât mai mult dacă ajunge, se produce așa-numita preeclampsie sau. Chiar în formă aici, mai severă, eclampsia, deci poate fi foarte, foarte riscantă. Unde există o valoare acceptată puțin mai mare este la persoanele vârstnice, la bătrâni, mai ales dacă au avut un accident vascular cerebral. La aceea nu trebuie să ne punem ambiția să reducem foarte mult tensiunea arterială, pentru că adaptarea de care vorbeam la schimbarea de poziție se face mai greu, și e posibil ca ei să nu tolereze o tensiune normală, și să facă lipotimii, să cadă, să facă fracturi de col femural, și mai departe. Dar sunt decizii pe care numai doctorul le ia. Există hipertensiune arterială la copii? Da. Din ca... păcate, da. El nu este fumător, poate nici obez, și atunci. De obicei, apare la copii obezi, pentru că obezitatea în rândul copiilor care stau în fața uh, calculatorului și mănâncă tot timpul crește din ce în ce mai mult. Și vreau să spun că obezitatea în timpul copilăriei, uh, chiar dacă ulterior ei măsuri uh, și el înțelege să slăbească, Creează un fel de tipar și mult mai repede se îngrașă ulterior decât un copil care e slab, un copil care face spor, care nu-și găsește locul și este numai fibră, dar nu e gras. Uneori părinții spun: Trebuie să fie copilul gras și frumos. E nu! Sănătos este să nu fie gras. Dar ă, ă, asta este o cauză. A doua este că în perioada de copilărie și adolescență e posibil ca să aibă hipertensiuni secundare. Deci o hipertensiune la copil trebuie atent investigată, să nu spunem este numai pentru că e gras. Și întâi trebuie să-l uh, evaluăm, să vedem dacă nu are o boală de rinii necunoscută, nu are o boală de inimă necunoscută, uh, nu are o boală endocrină necunoscută. Este foarte important copiii să intre pe un alt fel de evaluare când se descoperă o hipertensiune arterială. Ați vorbit despre consecințele dramatice, pot spune, ale hipertensiunii într-adevăr, accidentul vascular cerebral, infarctul și multe alte suferințe. Dar, de asemenea, hipertensiunea poate fi ea însăși consecința unei boli. Să fie avut înainte diabet, persoana respectivă, și să fie la risc a, a avea o tensiune oscilantă sau chiar mare. Spuneți-mi, vă rog, cum se manifestă tensiunea mică, subnormal? Hipotensiune. hipotensiune. Dar pentru că ați amintit de asocierea asta de hipertensiune cu uh, uh, diabet, este cea mai nefastă asociere, pentru că, într-adevăr, uh, împreună uh, atac îngrozitor de sever vasele. Deci, uh, trebuie atent Atent tratată fiecare dintre cele două componente, și diabetul și hipertensiunea arterială. Dar că sunt cauze care să conducă la hipertensiune, aceea spuneam că sunt acele hipertensiuni secundare. În ceea ce privește hipotensiunea arterială, deci, trebuie să știm cam la ce vârstă se referă. Sunt persoane tinere a căror tensiune de croazieră, tensiunea sistolică, e undeva la 90-100, se obișnuiesc cu acest regim tensional care nu face rău. Uneori poate să aibă un pic de amețeală când se ridică și trebuie persoanele care au o tensiune mai mică învățate să nu stea locului. Deci să stea într o poziție în ortostatism, de să stea la o coadă, de exemplu, fără să se miște, poate să uh, o apuce amețeala și chiar să cadă. Sau când se ridică brusc din pat. Uh, să aibă senzația aceasta pentru că schimbăm poziția, scade fluxul sanguin uh, cerebral și să ai o amețeală și tot așa să te sau să faci o baie fierbinte. Uh, la fel poate să ai, uh, pot să apară astfel de simptome chiar leșin. Deci dacă ai grijă, nu trebuie să mănânci ultra sărat, nu trebuie să bei cafea după asta, cafea. Asta de, de poți fuge să, fuge și bea o cafea personală. Poți respectivă să bei una două. sau două, dar nu zece, că fac, uh, poate să dea aritmii, uh, cafele prea multe. Deci uh, este tot un fel de a, a ști cum să te comporți cu tine. Dar dacă e vorba de o persoană adultă uh, care mai e și cu diabetic, de exemplu, și are polinevrită diabetică, sau o persoană care a avut... O altă boală neurologică, o polinevită de altă cauză, sau ia un tratament cu medicamente antihipertensive care pot să reducă tensiunea în picioare, de să dea hipotensiunea ortostatică. Aici se pune altfel problema. Trebuie identificată cauza și atunci menținută o tensiune puțin mai ridicată. Și persoana respectivă învățată foarte bine cum să se ridice, cât să stea la marginea patului, să nu se aplece cu capul în jos, să se aplece întotdeauna făcând ca un fel de genuflexiune, adică tot timpul capul ridicat să fie. Dacă ai aceste, înveți aceste reguli de comportament și sigur, dacă n-ai voie să-i clonidină de exemplu, o astfel de persoană, că îi poate scădea foarte mult tensiunea. Deci sunt niște lucruri care tot de către doctor trebuie urmărite. Dar asta este sigur. mai puțin periculoasă decât hipertensiunea, totuși, din ceea ce spuneți dumneavoastră? În principiu, da, dar dacă e vorba de persoane vârstnice, poate fi periculoasă prin faptul că poți să cazi Poți da. să cazi și să faci fracturi. Persoanele vârstnice mai au și o Pot face fractură de col femural sau fractură de, eu știu, de coloană. Deci, de aceea, știți, întotdeauna trebuie să știi când ești pe muche de prăpastie, cum reușești să-ți menții echilibru? Și trebuie să-l menții tu ca doctor cu pacientul tău. Și când apar aceste aritmii, pentru că vorbeați adesea despre ele, bătăile puternice ale inimii îngrijorează? Dacă ele apar după un efort, este una, sunt firești? Dacă apar din senin, e motiv de îngrijorare sau... Dacă, atenție, ați spus bătăi puternice. Una e bătaie puternică și alta este o irregulă, o, da. o bătaie neregulată. Da. O bătaie neregulată, dacă este frecventă, iarăși trebuie să fie solicitat medicul, pentru că nu știi ce se ascunde de Poate fi Pot fi numai niște extrasistole, extrasistole, și ele sunt de multe feluri, niște extrasistole banale. Care, sigur, pot apărea și la oamenii tineri care fumează mai mult sau se plimbă în parc, în cupluri și așa mai departe, și de dorit să aibă extrasistole. Sau e firesc, ca să zicem, nu neapărat de dorit. Dar sau pot să fie extrasistole care să declanșeze alte aritmii și să-i pună viața în pericol. Deci, dacă ele sunt frecvente sau dacă apar în crize, brusc, Crește ritmul la 140 pe minut și apoi scade brusc, sau uh, crește ritmul și e neregulat, uh, sau apar amețeli în timpul asta. Trebuie neapărat să consulți un medic și să fie uh, diagnosticată aritmia. Și, actualmente, aceste aritmii au un tratament. Un tratament cu medicamente, un tratament uh, intervențional, cum am văzut, se pot face ablații, uh, sunt stimulatoare speciale și așa mai departe. Sunt defibrilatoare care se montează dacă bolnavul a făcut o tahicardie ventriculară, dar e nevoie ca doctorul să spună ce este și eventual de ce. Pentru că uneori cauza, dacă o identifici și o tratezi, vine și aritmia. Deci, toate se învârt totuși într-un domeniu medical. Nu se poate autotrata ceva. Nu. Pentru că există riscul să greșești. Uneori, un trata... nu există doctorii ideale. Asta cred că toată lumea știe. Adică um, trata, tra, o doctorie ideală ar însemna să facă numai bine și deloc rău. Nu există așa ceva. Și atunci trebuie să știi ce alegi pentru persoana din fața ta. Doamna profesor, eu vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns la sfârșit. Chiar? Uh, în buna tradiție a emisiunii Prețuiește sănătatea, vă rog să transmiteți un mesaj spectatorilor noștri. Chiar dacă în emisiune au fost foarte multe. Știți, sunt doctor și, dacă vreți, viața mea profesională se măsoară prin pacienți și prin cât de bine reușesc ca să îi tratez. Mi-aș dori să nu am pacienți, să am oameni sănătoși cu care să discut și să încerc să previn. Pentru asta înseamnă că totuși oamenii trebuie să-și acorde atenție până când ajung la doctor și trebuie să urmeze ceva. Adică, știți, este un principiu. A preveni este cu mult mai ușor, deși poate mai costisitor decât a trata. Dar trebuie fiecare să aibă grijă să-și mențină o stare de greutate, să renunțe la fumat, să mănânce mai multe legume, mai multe fructe, iar dacă au făcut boala, atunci numai cu prietenul lui, doctorul, și e de dorit să devină prieteni, pot ca să aibă o viață sănătoasă, o viață între ghilimele sănătoasă, o viață acceptabilă și perioada de să aibă o stare de bine în felul ăsta, în boala lor și uh, perioada de, de, de viață să fie cât mai lungă. Aș încheia așa cum am și început dând un citat din uh, Andrei Vașrun, care este membru titular al Academiei Naționale Franceze de Medicină și care spune despre doamna profesor care are o aură internațională și aceasta este motivul pentru care noi am adoptat-o în Academia noastră. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor, vă doresc succes, mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru pacienții dumneavoastră și pentru România. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, nu uitați, aveți grijă de inima dumneavoastră. Prețuiți sănătatea.